bine v-am găsit la un episod. Astăzi vom lua bundle-ul Vulcanic Assassin Quest Pack. Și ia uitați ce scrie acolo, RON 0.00. Și este complet gratis, trebuie să faceți numai niște quest-uri. Acest skin va fi... Ce va fi, Luca? Skin-ul meu main. Va fi skin-ul lui main. Și la fel, pickaxe-ul de, de aici, de la pack-ul ăsta, va fi main-ul tot Beohub-ului. Haideți să luăm skin-ul. Stați așa, să nu uităm. Ce pretty boy, mă. Băgăm G8. G8 Mitsu pe shop. Mitsu, Joe Mitsu pe shop pentru 6000 de ani de noroc. Băgăm accept. Vulcanic Assassin Quest Pack. Dăm purchase. Eu tu zic, ia să vedem. Ia băieți. Ia uite bă băiatule. Bine bă! Nu că skin-ul, ca să iei skin-ul trebuie să faci quest-urile. Ce? Ca să iei skin-ul trebuie să faci quest-urile. Ce quest-uri? N-am skin-ul! Ce quest-uri? Vino la mine în party. Și dacă tot l-am luat, am zis, mă, haideți să vă arăt și quest-urile care trebuie să le facem, că sunt extraordinar de ușoare. Quest-urile! A, vulcanii se răsese. Hai repede, intrăm pe duos, dăm ready? Ignite structures. Bă, what, atât de mult? Asta e simplă. Păi trebuie să dau de 100 de ori să le... Bă... Păi ai timp, hălău. Păi da, zice că nu e... A, gata, e available. Scrie că n-are available in this mode. Mai bine. Deci, vă stai coroană, eu zic că ai grijă, da, e. Deci, în primul rând... A, nu mai am coroană. Primul rând, trebuie să luăm acei licurici și să dăm cu licuricii. Haideți, hai să intrăm în match. Și... Da, adevărat, bă. Bă, deci ne ducem... Nu știu unde, oriunde. Hai ducem la o zonă retrasă, nu știu. Nu e nimeni ca să ne, ca să facem și noi să am liniște. Deci avem quest, deci quest. Nu știu dacă se simte, dar eu sunt un pic bolnav. Kill damage? Ah, bă, ultima e ușoară cu 2100 de damage. Bă, să pune și în lobby? Bă, să pune și în lobby oare? Ce? Se pune și în lobby asta cu damage-ul? Nu cred. Nu, dar ar fi prea proape. Bă, ar fi, dar în trecut așa puteai să faci. Ia. Vezi că ai coroana, da, aia. Știu, nu contează. Deci trebuie să mergem în primul rând, ca să așa, pe aici, de mergem aici, unde am pus eu. Asta cu Ignite o să fie simplă rău de tot. Mergem într-un sat în care e făcut din lemne. Gata, le-am dat cu licurici, îți mor toți. Bun. Puteți să ne dăm foc la copaci. Știu. Haideți să facem și questurile. Da, 100 de structuri trebuie să le dăm Ignite. Și 50 de storm phases, adică o rundă cam... Bine, cam durează aia cu stormul. Bă, da, vin multe aici. Stormul o să fie simplu pentru că sunt questurile de la Sony, înțelegi? Questurile de la Sony trebuie să faci 75 de din alea de face-uri. Ai player. Lasă că l-o mor eu, da. E pe copac. Uite-l acolo, uite-l acolo, uite-l acolo. Battle. Dă-i, tata. Te batem? Da, bă, bă, what the... Vino repede la mine să-ți dau armele. Dă-mi. Ți-am dat, repede, ia armele. Bă, what? Revenim. Acum, locația asta... care am eu în sezonul trecut, când era ăsta Spider-Man-ul, acolo găseai 3 din alea de web shootere și erau foarte foarte ușor să te miști peste tot. Deci dacă aș mai putea vreodată să mă joc vreun sezon, ar fi sezonul trecut și sezonul cu Marvel Series. Atunci am sezonul 2. Eu aș vrea să mă joc în sezonul 4. Eu aș vrea să mă joc chapter 1 season 1. Eu aș vrea să mă mai joc sezonul 4. Bă. Nu. Ba da, sezonul 4, chapter 4. Intră acolo.
Băi, Edith, atent, s-a băgat? Nu, nu, doar trebuie să facem de quest-uri ca să le iei. Eu conect să facem quest-uri acum. Băi, ce crezi că fac și acum? A, băi, bă, 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 măcar nu ești online. Bă, deci mie, m-am speriat, nu, am crezut, nu mergeam, am crezut că nu merg nici tu taste, că mi s-au stricat switch-urile. Iar? Nu, sunt bune, merg acum. Dar de ce ți se strica sără? Nu, nu mai mergeau, pentru câteva secunde. Oh, păi problema înseamnă că te la schef de la casa tău. Acum merg mai bine, deci pot să intru și o să facem questurile. Da, da. 3. Nectă, da, tu ești? Da. Da, și Nectă e cu mine. Ok, stai două secunde. Nu mai fura toate armele și tot. Deci, ce trebuie să faci pentru schimb? Trebuie să faci niște quest, deci, nu sunt chiar atât de grele. Deci, fii atent. Trebuie să dăm foc la structuri de 100 de ori. Eu mă joc jocul ăsta de atâta timp și știu tot ce trebuie să faci. Și să dăm 2100 de damage. Dar orice ai face, păduricea asta te rog frumos să nu faci praf. Și de ce? Pentru că fără păduricea asta mai putem să luăm focul. Trebuie să luăm foarte multe firefly jar-uri. Ia și tu. Trebuie să găsesc un loc de ăla de firefly jar. Uh-huh. Eu mă duc să caut ceva de... Asta e de... Ia, firefly jar? Vedeți că intru și eu acum, două secunde. Gata, am luat foc tot. Doar nu contează. Ai dat foc? Bine, bravo. Dar oare mi se pune și mie? Nu. Da. Ai player? Așa ar trebui să... Dar ce jucați, mă? Fortnite. Duos? Da. De unde n-ai bă, dar Nectar ai primit ăla de la LA? Nu. Adică am primit emoticonul atâta. Păi da. Stai că o să-l primesc și eu. Bă, mă, am crezut că nu mai merg tastele. Fugi, fugi din casa aia că i-am dat foc. Fugi din casa aia că i-am dat foc. Nu te cred că i-ai dat foc. Da, e stai puțin, 2 secunde. Bă, i-ai dat foc, de ce? Bă, Nec. Fugi repede, dai. Bă, Luca, cât de bine am jucat acolo. Cu salvarea aia. Chiki. Deci așa trebuie să faceți băie și fete. Ca să luați acest skin, trebuie să dați cu Ignite-ul. Simplu. Dar dă-i și mie Firefly Jar, că n-am. Da, vă duceți în pădurice aia și dați foc peste tot. Pe aici, pe unde este de lemn. Și cam așa puteți să faceți rost de backbling. Simplu și ușor, da. Nu trebuie să vă complicați. Da. Și următorul, ați văzut că trebuie să dați niște damage. Numai ăsta cu Survive Storm Pace o să fie destul de greuț, un pic, dar reușiți dacă o să vă chinuiți. Din păcate, deci ăsta, Survive Storm Pace, e cel mai greu dintre toate. Ăsta cu deal damage e ușurel, ignite structure și mai simplu. Și... N-am ce să vă zic. Noroc cu questurile. Eu am fost Beonecta, cu Luca. Opa. Și cu Eddie. Aveți o zi frumoasă. Pa! Lerorine! Pa!